În urma atacului sângeros din Texas, 19 copii și doi profesori și-au pierdut viața. O fetiță de doar 11 ani s-a murdărit cu sângele unei prietene împușcate și s-a prefăcut că este moartă pentru a supraviețui. Conform Digi24, fetița a ajuns mai târziu la școală pe 24 mai pentru că a avut o programare la medic. O oră mai târziu se lupta să supraviețuiască după ce Salvador Ramos, de 18 ani, a început să tragă în campus cu o armă semiautomată. Mia și o altă fetiță s-au prefăcut că sunt moarte în timp ce gloanțele erau în jurul lor. Mia a supraviețuit în timp ce a de-a doua fetiță a cărei identitate nu a fost dezvăluită a murit. Mătușa ei, Blanca Rivera, a explicat tactica de supraviețuire folosită de nepoata ei pentru presa locală. Mia a luat niște sânge și s-a murdărit cu el pentru a pretinde că a murit. Cum nata mea mi-a spus că Mia și-a văzut prietena plină de sânge și că s-a murdărit cu sângele ei. De asemenea, soțul unei profesoare ucise în masacrul din Texas a făcut infart și a murit la două zile după tragedie. În vârstă de 50 de ani, Joe Garcia a vizitat mormântul soției Soției sale joi dimineață pentru a-i aduce flori. Când s-a întors acasă, s-a prăbușit la podea, iar apoi a murit, a mai relatat nepotul. Bărbatul și profesoara ucisă erau căsătoriții de 24 de ani și aveau patru copii, cel mai mare în vârstă de 23 de ani. Joe a fost pur și simplu devastat de vestea morții soției lui. În acest moment sunt în stare de șoc, a precizat John Martinez, nepotul celor doi. Irma Garcia era profesoară de mai bine de 20 Două decenii și era cunoscută în familie drept o fire veselă și optimistă.